Ministrul Grind de la Dezvoltare face din nou deliciul presei. Acesta a fost surprins în cadrul unei conferințe, în timp ce își imita cu mult talent șeful de la Palatul Victoria, premierul Orban fiind vizibil stânjenit de gesturile subalternului său. Ministrul Dezvoltării Ion Ștefan este un personaj deja cunoscut pentru momentele comice pe care le creează inevitabil. De data aceasta, în cadrul unei conferințe de presă, ministrul aflat în spatele lui Ludovic Orban imită gesturile premierului. De asemenea, am aprobat aici, domnul ministru al dezvoltării a fost protagonistul. Este vorba de categorii de granturi de diferite tipuri, granturi între 50.000 și 200.000 de euro, granturi între 200.000 și 1 milion de euro. Sunt suplimentare, fac această precizare ca să știe companiile. Garantinarea zonală reduce riscul ca cei dintr-o localitate unde e risc mare de răspândire să transmită în afara localității acest virus. De asemenea, am aprobat aici, domnul ministru al dezvoltării a fost protagonistul. Este vorba de categorii de granturi de diferite tipuri, granturi între 50.000 și 200.000 de euro, granturi între 200.000 milion de euro. Sunt suplimentare, fac această precizare ca să știe companiile. Garantinarea zonală reduce riscul ca cei dintr-o localitate unde e risc mare de răspândire să transmită în afara localității acest virus.